bilă, interziți, deci la săculețul solubil îi voie doar pelete și boides. Și la cântărire suplimentară facem la 15 saci și peștele peste 10 kg. Amurul de fiecare dată. Standul 7, cântarul de seară după 48 de ore, cum va merge până acum? Ni s-a activat patrulinadă, începem să prindem pești, ne-a lăsat vântul, ne-a lăsat ploaia, în sfârșit. Începem să urcăm în kilograme, sperăm să nu mai prindă restul. Vedem până dimineață ce se întâmplă, sunt cântare de foarte, bătălie foarte mare pe auri, sunt diferențe mici de kilograme, vedem ce putem face. Bună seara, cool bites, ne aflăm în continuare pe valta de Osic, valta 1 de concurs. O zi bună, ne aflăm la jumatea concursului, pești foarte mulți, așteptăm să vină, crească media peștilor un pic, vom munci mai mult și din partea noastră urăm tuturor colegilor, fie întinse mai departe și nou, bineînțeles. Pa! Bine. Ciupit mai mult, dar a mers. Cum ai fi în drill? Cum da. Ca a ducat și toți ceilalți. Aceeași medie, 3-4 kg. Gata, mă, gata, o deranjează, nu-i supărată. Hai, hai, mâncă, ce-mi fac acolo? Nu-i supărată. Gata. Trebuie sus. Te-am năcăzit. Îmi dai de mâncare, nu-i acolo. Dar prin Timișoara, cum sunteți, cum am mers până acum și ce faceți în ultimele 24 de ore? Cum? Da, ponii, tu ai cum binișoi, suntem la bătaie, numai din păcate peștele nu prea mai colaborează la noi pe stand, a intrat la bătaie, în loc să avem cântare din ce în ce mai bune, ultimul cântare a fost cel mai slab dintre toate, dar noi anunțăm, suntem deocamdată pe locul 3 pe sector, ne batem.
Mai avem 24 de ore aproximativ din acest concurs, din cupa Challenge Diosig. Standul 5, cu Tatca și un stand favorit, nu? Momentan... Momentan, cred că după cântărirea de dimineață mă aflu pe primul loc pe sectorul B. Nu știu exact, vedem. Aseară au mers destul de binișor peștii, văd că în alte părți nu prea. Vedem ce se întâmplă. Pe timpul zilei de astăzi, lupta e strânsă. Strânsă la 10 kg, cred că diferența între locurile 1, 2 și 3 de pe sectorul B. Luptați cu coada belții, capătul belții, acolo s-a prins ieri foarte bine, dar și aici ați prins. Azi noapte am auzit că au intrat peștii la bătaie. Posibil să fie un motiv din cauza căreia nu ați mai prins așa bine? Motivul 100% ăsta este pentru că aseară până pe la ora 1 nu am avut trăsătură. Și din când în când, după ora 1, am început să ciupesc, cum zicem noi, câte un pește, 2, 3. Depindea, veneau în valuri și nu prea mari. Mulți nepunctabili. Asta este, cu ce se întâmplă, toți avem aceleași condiții. Amurul, a mișcat ceva în zona aceea, e un loc de amur? Din păcate, nu prea cred că pe bilă cam greu să-l adun la un loc și să... Nu sunt foarte mulți amuri pe balta aceasta și cam greu, zic eu. Dar nu e imposibil. Folosesc un bărfut făcut de mine și s-ar putea să intre. Nu e. Am mai prins amuri pe balta aceasta, așa că vedem. În fire întinse și ne vedem la final. Mulțumesc, poate mulțumesc. Că pe podium. O să poate, vedem. Poate. Doamne, Doamne, vedem. Fire întinse. Mulțumesc. Iată pe standul 3, mai sunt 24 de ore de concurs. Suntem echipa Ștefanovici și parteneri. Până acum am mers destul de bine, aseară am fost pe locul 1 pe general și 1 pe sector în același timp. Crapii au intrat la depus, merge tot mai rău. Am reușit după mai 20 și ceva de kilograme să punem. Și sperăm până la sfârșitul partidei să mai luăm ceva și să rămânem pe podium. Mulțumim domnului Roman pentru baltă și Doamne ajută! Suntem alături de Nea Stelică, cunoscuți, așa zic, Nea Stelică, nu? Stelian Badiu, cum vrei tu. Stelian Badiu, cei mai apropiat vă zic Nea Stelică, un pescar cu o vastă experiență în pescuitul la crab, cu concursuri multe. De această dată pescuiește în formula Iris Car Club, da? Da, Iris Car Club. În Bistrița. Pe standul 2 la firma de crab Diosig, la cupa Challenge Diosig. Cum v-a mers până acum? Păi, nu a mers nici rău, nici bine. Ne raportăm la ce a făcut și ceilalți. Suntem pe 2 pe sector și urmărim pe cei de care conduc sectorul. Mai avem de recuperat vreo 30 de kilograme. Din păcate, peștii nu mănâncă cum am vrea noi. Ciupim foarte rar câte unul. Am văzut că am început destul de greu concursul. A fost și prima zi a fost cu furtuni, cu ploaie, a doua zi cu vânt. Acum ce s-a mai... Îndreptat puțin vremea. Cum ați la bătaie pești acum? Ați la bătaie pești, da. Cum ați început concursul? Cum l-ați dus până în momentul de față? Păi am avut o perioadă de acomodare cu locul, că nu știam, până am reușit să ne facem o strategie. Am dat un cântar destul de mare, de 200 de kilograme. Și așa am ajuns pe locul secund în sector. Cred că e cea mai mare cantitate de pești care s-a prins pe Diosig la un cântar de 12 ore, între două cântări. Da, așa am înțeles de la domnul Roman, de la patronul lacului. Ar fi un fel de record ăsta la cântar. Felicitări. Un cântar mai mare, mersi. Am avut și un pește foarte mare care ne-a intrat din măcate în stuf și nu l-am mai putut recupera, s-a descățat. Și asta încercăm să recuperăm acum la cantitate, să mai prindem câțiva pești. În plus față de adversarii noștri. În plus față de echipa care momentan se află pe locul întâi. Locul întâi în sector e echipa Car Plus și eu am fost, de fapt sunt membru Car Plus. Mai eu pescuiesc în tot felul de colaborări, îi cunosc foarte bine, sunt pescari foarte buni, le doresc fir întinsă.
Numai să ai grijă că sunt pe urmele lor. Suntem pe urmele lor. Așa, așa, nu vă lăsați. Nu. Mai aveți câteva kilograme și ajungeți din urmă. Păi ne trebuie vreo 30, am mai recuperat acum ceva, probabil, cred că suntem la vreo 15 kg în spatele lor, dar aici 15 kg e ceva. Înseamnă 2-3 pești, 15 kg. Se prinzi în plus față de adversari, e ceva totuși pe lacul ăsta. 2-3 pești și în condițiile astea în care pești la bătaie. Eu sper acum să avem un drill direct. Chiar v-am prins cu 2 sau 3 drill-uri în direct în timp ce stăteam aici și, păi, mai des pe și discutam. Chiar am văzut și că ați spus așa un pariu amical. Da, am făcut pariu în cadrul echipei, fără miză, care vă spleacă. Nu, miza e o bere, că am înțeles că și comandat bere rece. O bere de mică. După merge. Masa de prânz merge, da, într-adevăr. După masa de prânz merge o bere rece. Și chiar a mers bățul pe care ați mizat, nu? Da, am mizat pe 3 și a plecat 3-ul. Deci mai sunt încă aproximativ 20 de ore, cam așa, din concursul ăsta. Da, finalul o să fie palpitant. Se va încheia mâine dimineața la ora 7. Nu cred că finalul chiar o să fie... Da, interesant va fi finalul. Greu. Da, greu pentru toți. Care ne batem să câștigăm sectorul. Mai este o echipă vis-a-vis care poate cu un cântar mare să vină în față. Și e posibil, depinde cum îți bate vântul, cum se mișcă pește, e posibil să creeze la un moment dat așa o surpriză. Păi balta asta creează surprize. Da, e recunoscută pentru situații de genul ăsta. În funcție de starea vremii, după cum bate vântul, exact, până acum peștii au vint în coace, s-a încălzit, după aia o să prins mult în coadă, când te-s mai mare în coadă. Unele echipe deja cum nu mai trag pentru o miză, pescuiesc mai relaxat și profită ceilalți și se creează tot felul de situații. Dar asta e concursul, n-ai ce face. Cum vă înțelegeți cu echipierii? Foarte bine, suntem la, cred că la al treilea concurs împreună. Ei toți zic că sunt începători, nu sunt începători. Păi nu, și eu am văzut, nu sunt începători. Acum așa e mai modești, un pic mai modești, dar nu sunt începători, că sunt se mișcă bine și... Înțelegem, ok. Acum nu mai avem câteva concursuri anul ăsta împreună. Am văzut că pentru un pește ar fi în stare ca să facă și ceva scufundări ce în lac. Păi da, am zis că în primul rând peștele se scoate din acolo să nu rămână agățat în stup să moară acolo. Am zis că o baie merită și așa e vară. Așa am scos și peștele. L-am scos din stup și după aia am făcut drill normal, că nu ne-am băgat să luăm mână. L-am descățat din agățături de acolo. Ați fost la multe concursuri pe diferite lacuri. În România cât și în alte... În Ungaria mai fost, în alte țări n-am fost. În Ungaria. Cum vi se pare Dioscu, așa ca și lac, ca și peisaj? Păi ca și peisaj, deci n-are pereche. Ca și peștile care... E printre cele mai frumoase lacuri, zici că ești în delta aici. Amenajări frumoase, deci rustici, așa... Nu e nimic extravagant. E chiar ok, merită să vii, te simți foarte bine, te relaxezi. Deci mie îmi place foarte mult, eu sigur. Eu vă mulțumesc pentru mica discuție, vă doresc fire întinse și mulțumim. Să ne vedem mâine după încheierea concursului, oricum o să mai trec eu pe aici. Cum va fi, poate dacă vin mai des, pleacă și bețele mai des. Să sperăm, haideți mai des atunci. Bună ziua, mă numesc Maria Mudura, mă aflu la prima ediție a Cupei Challenge de Osig Endavat Marilis în calitate de organizator alături de Pavel Florin, cât și ca sponsor principal. Mă bucur să mă aflu în această locație minunată, alături de echipe valoroase în pescuitul la crab din România. În calitate de sponsor, vom premia câștigătorii celor 3 sectoare cu vouchere în valoare de 700 de lei fiecare, echipele putând să-și achiziționeze articole și accesorii de pescuit de la magazinul nostru Avat Marilis din Cluj-Napoca. Doresc fire întinse tuturor participanților și așteptăm finalul concursului pentru a afla câștigătorii să le putem înmâna cupele și premiile puse în joc. Suntem pe standul 1, este un stand foarte bun, apă mare și așteptăm, ne-am pus o dorință, am prins un canap coin și așteptăm să vină
marea captură pe perioada zilei de astăzi sau la noapte. Cum v-am mers până acum? Pești frumoși, o medie de 6-7 kg, în jur de 200 de kg am prins până în momentul acesta. Este anul 12 pe echipa Esențial Bait. Mai avem aproximativ 12 ore de concurs, se apropie cântarul de seară. Da. Ce dați la cântar acum seara? Cântăm în jur de 20 de bucăți. O să vedem, suntem în ultima sută, suntem acolo cu vorba aia în cărți, încă nu știu nimic. Sperăm să fie ok, o să vedem. A fost mult de muncă? Foarte, un concurs foarte greu. Foarte greu, mai mult, nu știu, peștii au început la depus, mai mult s-au ciupit, dar nu, un concurs foarte, foarte greu, din punctul meu de vedere. Aflăm pe standul 14, a fost și ultimul cântar, cântarul de seară. Ne aflăm pe standul 14, cum am spus, alături de Daniel Suciu, din echipa Dudy Bites. Te rog să-mi spui cum a fost ultima zi, practic asta este ultima zi din concurs, mai urmează noaptea, după care ora 7 dimineața, stop joc. Cum a fost această ultima zi, ultimul cântar? Da, ce să zic, că... lucrurile au evoluat din ce în ce mai bine, pe măsură ce am înaintat în concurs, efectul nadei s-a văzut și am început să prindem pește din ce în ce mai bine. Încercăm să tragem tare acum pe final, în speranța că, de ce nu, putem câștiga sectorul. Mai este mult de muncă, dar în pescuit orice este posibil. Ce să zic, din păcate standul pe care pescuim nu ne-a oferit prea multe variante. Este o zonă de tranzit în care peștele circulă. Din păcate, sau ce să zic, din nefericire, condițiile meteo nu ne-au favorizat foarte tare. Primele zile vântul a bătut puternic, peștele s-a mișcat, s-a campat pe zona cu apă mai adâncă. Așa este, au fost 4 zile total diferite. Exact. 4 zile de concurs care nu au semănat din niciun fel una cu alta. Da, după câteva zile vremea s-a îmbunătățit între ghilimele, peștele s-a îndreptat spre zona cu apă mai mică. Și noi am făcut tot posibilul. Okay, avem un drill. Avem un drill. Tocmai am văzut un drill. În timp ce discutam cu Daniel, a plecat o lansetă, a scos un pește, un pește punctabil. Ați început bine seara, da, cum pește. Da, mă bucur că ați asistat la un run, cum spunem noi, pescari în direct, finalizat, cum se cade bine oricărui pescar de competiție, adică mincioc, saltea, sac de păstrare. Am văzut că și prietenii sară, adică, mă rog, colegii de stand sară repede în ajutor, da, câteva cobri. Da, suntem o echipă, de data aceasta împreună cu Iosif Cristian și Iosif Claudiu facem echipă acest concurs și ne străduim să ne clasăm cât mai sus la finalul acestui concurs. Cu siguranță ați încercat tot fel de monturi, ați schimbat bolețuri mai mari, mai mici. Ce crezi că face diferența? Încă un drill. Ok, haideți să mai asistăm la un drill. În timp ce încercam să reluăm discuția, a plecat al doilea pește. Ce să zic, bucuria oricărui pescar de competiție, nu am ce să... Am mai plecat-o la set. Crezi că o să terminăm în seara asta discuția sau o lăsăm pe mâine? Să sperăm, că...
Eu știu că tu îți dorești ca să plece bețele unul după altul, normal că este concurs, dar eu nu-mi doresc decât un minut ca să, de liniște ca să terminăm discuția aceasta. Între timp, echipa Dudi a prins 4 pești. Am rămas la întrebarea ce poate să facă diferența într-un concurs când vii așa pe o baltă semi-sălbatică și unde iese pește mult și mare și mic. Cum vezi tu situația aceasta? Ce poate să facă diferența într-o competiție? Păi ce să zic, în primul rând, majoritatea pescarilor de competiție știu treaba asta. Cel mai mult te ajută locul de pescuit, că dacă locul îți oferă oportunități și ține pește, categoric ai un avantaj. Ce să zic, în al doilea rând, contează și nada cu care pescuiești, trebuie să folosești întotdeauna o nadă în care ai încredere și în al treilea rând, cred că pescarul poate face diferența de cele mai multe ori. Experiența și, ce să zic, capacitatea de efort plus alte... Da, rezistența la stres, la temperaturile exact, extreme. Exact. Cum ziceam și la început, au fost 4 zile total diferite. În prima zi a fost ploaie, furtună, a doua vânt foarte puternic, a treia zi parcă a fost mai liniște, după care au venit o zi mai călduroasă, peștii au intrat la bătaie. Așa este. Asta este. Am văzut că ați muncit foarte mult. Pe stand ați nedit într-una. Într-adevăr, da. Ca să duceți peștile, ca exact, să țineți. Exact. Standul acesta e cam un stand de tranzit mai mult. Exact. Fiind o zonă prin care peștii doar circulă, am încercat să ne dăm silința, să în momentul în care trec prin zona noastră, să interceptăm cât mai mulți. După cum ați văzut, au început să plece bețele, da. Da, exact. Așa s-a întâmplat. Adică am început discuția pe lumină, au fost 4 plecări, 4 drilluri, afară e destul de întuneric, de acum încolo o să trebuiască să punem lampa pe cameră ca să putem filma. Lumina este destul de slabă. Ce pot să zic, eu vă doresc să aveți o noapte albă. Mulțumim și să sperăm multe că plecări. La final o să ne găsiți cu zâmbetul pe buze la festivitatea de premiere. Fire întinse și să ne vedem. Mulțumim cu bine frumos și să ne vedem la final. Salut, suntem pe standul 7 și pe standul A4. A fost cântarul de seară, au mai rămas aproximativ 12 ore de concurs. Cum v-a mers astăzi la zi? Da, deci azi la zi și noaptea trecută, dezastru, foarte puțin am prins, nu știu ce s-a întâmplat, s-a oprit vântul. Păi a început foarte bine pe standul ăsta. Da, am început bine, într-adevăr cu mult pește mărunt, din păcate nici la mine m-a întrebat acum, ultima dată. Încercăm să facem tot ce putem. Am pescuit cu o bilă de burfood în cea mai mare parte și cu o bilă de squid cu căpșună. A mers foarte bine, nu știm din ce cauză s-o tăiat. Nu, au mai fost pește în față astăzi, în standurile de vis-a-vis, de laterale. Să sperăm că noaptea asta recuperăm ce am început din prima zi. Fire întinse, eu vă doresc să aveți o noapte albă și să ne vedem cu bine mâine la premiere. Mulțumim frumos! Bună seara! Suntem echipa Generali Carp Timp, suntem pe standul 21 și suntem în ultima seară de concurs. Nu prea roz pentru noi finalul, dar sperăm încă să terminăm, să zic așa, pe un podium mai mic, adică ceva cupă de sector, să ne clasăm măcar locul 3 sector. Din pricina, să zic, nu știu, vremii sau standului care nu prea ține pește, cel puțin la noi, nu știu, la alte echipe, a fost dificil să ținem peștele pe loc și am
reușit să prindem doar câteva ore în fiecare zi, adică să avem o frecvență. Apoi doar pescuit, să zic așa, la ciupeală, cum se folosește în termenii noștri a pescarilor. Am luat ba de aici, ba de acolo, nu am reușit să-l reperăm peștele. În rest, ce aș putea să vă mai zic? Acum aveți o cantitate mărișoară față de alte echipe. Care a fost frecvența capturilor? Da, avem, până în momentul ăsta am avea 5-a cantitate de pe baltă, dar pe sector ne situăm a 4-a cantitate de pe sector și suntem destul de slab, o să zic așa, la capitolul ăsta. Frecvența capturilor a fost, să zic, între orele 11 și 3-4 după masa. În rest, totul a fost la ciupeală, după cum v-am mai spus, și n-am reușit să facem mare lucru. Așteptăm acum ultima noapte, posibil, să recuperăm câteva kilograme și să ne ducă pe locul 2 sector la final. În vedere ce greutăți au fost pe echipele de aici. Muncă foarte multă, muncă foarte multă. Foarte bune echipe. Concurenți puternici. Cum e balta așa deschisă pe scurt balta? Cum o considerați? Cum e? O baltă foarte dificilă. Frumoasă, dar dificilă, grea. De aia e frumos pescuit. Suntem echipa Heredeu și Trifan de pe standul 22. Am văzut la cântarul de seară că ați luat cea mai mare cantitate de pește, acum de pe ultima zi de concurs. Credeți că mai puteți să recuperați, să ajungeți mai sus în clasament? Mai sus posibilități ar fi, dar având în vedere că standul nu dă pe perioada de noapte, n-am reușit să prindem pești, cam slabe, slabe șanse. Mănâncă bine ziua, noaptea aproape deloc. Ca și strategie, la ce ați pescuit? La boile doar, mai mult ați încercat și popapule? Doar pe boile. Popapule nu ne-au dat rezultate absolut deloc. Ok, fire întinse și să ne vedem cu bine dimineața. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Viitor concurs o să se țină în data de 21-25 iunie, care o să vrea să participe.